Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Suntem împreună în apusul soarelui din 13 aprilie, atunci când s-a prăznuit Sfântul Sfințit Mucenic Artemon. O zi binecuvântată și printre aceea că Sfântul Artemon este unul dintre cei care, prin rugăciunea lui, ne-a protejat întreaga zi. Să-i mulțumim și să mergem mai departe. Cuvântul de astăzi este acesta pe care l-am descoperit în pilde, capitolul 21, versetele 15 și versetul 21. Dreptul tresaltă de bucurie când poate să pună în faptă dreptatea, iar spaima e pentru cei care săvârșesc fără de legea. Cel ce umblă pe calea dreptății și a milei află viață, dreptate și mărire. Într-un fel sau altul e poate una dintre cele mai frumoase descoperiri, revelări, a remodului pentru care merită să ne păstrăm liniștea în astfel de situații în care trebuie să recunoaștem suntem încă neliniștiți. Modul acesta al construcției liniștii prin bucuria pe care o descoperi prin faptă, în dreptate, în săvârșirea binelui, nu în săvârșirea fără de legi, ne arată odată în plus de ce oamenii care țin de Hristos sunt oameni liniștiți, oameni cu minți, n-au oase teme de nimic. Dumnezeul căruia îi slujesc este un Dumnezeu care nu strigă la ei, nu bate cu pumnul în masă, nu-i bodogă, deci din contră îi primește cu mila, cu harul și cu îndurările sale. Oare acum pricepem unde se joacă de fapt liniștea noastră? Ne spune așa de simplu aici, cel ce umblă pe calea dreptății și a milei află viață, dreptate și mărire. E important, uneori, să trăim și bucuria aceasta a slavei omenești, care nu este chiar împotriva lucrului normal al echilibrului duhovnicesc. De fiecare dată, însă, această slavă nu se poate echilibra decât prin dreptate, prin milă și nu în ultimul rând prin aflarea vieții celei veșnice. Săptămâna aceasta ne-a chemat la acest lucru, la descoperi slava noastră în slava lui Dumnezeu, că de acolo ne tragem izvorul luminii și al binecuvântării toți. Un gând pentru cei care cred că a te așeza în pocăință și a te așeza în smerenie înseamnă purul asta un pic încruntat și un pic așa acrit, ca o gutuie căzută de pe ramă într-un borcan de oțet. Ei bine, ne spune Părintele Arsenie și tare îmi place propoziția aceasta, întristarea e chipul unui suflet cu luminile stinse. Nu stingeți lumina cu alte cuvinte. Încercați să fiți întotdeauna plini de o întristare, dar cu luminile aprinse, să semnalizați de departe că sunteți ai lui Hristos. Pocăința să nu fie o smiurcăială simplă, care nu se îndreaptă niciodată, ci pur și simplu să fie o asemenea pocăință încât și Hristos să se bucure de ea, nu numai noi. Taina zilelor acestora se apropie de tensiunea prin care trăim venirea Domnului Hristos în Ierusalim. Suntem martori deja ai multelor minuni pe care Hristos le-a săvârșit. Trăim deja în viețile noastre proprii multe din acele lucruri. Suntem cetățenii Capernaumului de pe malul Tiberiadei și l-am văzut făcut minuni. Îl însoțim de acum și știm că lumina aprinsă înseamnă sufletul nostru lipit de el. Mâine este nouă zi.